Hristos a înviat și bine v-am regăsit la Super Pariuri. Astăzi dăm primele bilete pentru semifinalele din UEFA Champions League. Avem două super meciuri și începem cu Chelsea-Real Madrid, cu mare favorită Real Madrid și la calificare, în primul rând la calificare, pentru că asta este ce e important. O să vedem imediat și cotele, mare favorită Real Madrid în principiu la calificare, exact cum spuneam, dar e ceea ce contează după victoria din meciul tur, după prestația din meciul tur și după ceea ce se întâmplă la Chelsea, acolo unde Frank Lampard n-a reușit deocamdată să pună pe linia de plutire o echipă cu potențial, cu potențial uriaș, dar într-o oarecare stare de degringoladă. E scorul numai bun, scor de calificare după prima manșă pentru Real Madrid, chiar dacă aici pe cote generale există un oarecare echilibru. Și asta pentru că Chelsea joacă pe Stamford Bridge, un atu important, deși în ultima etapă de campionat asta nu prea s-a văzut. Dar rămâne un atu important, terenul propriu. Pornind de la aceste cote, ținând cont că este meci de calificare, meci în care e mult mai importantă calificarea decât rezultatul final, vedem ultimele dueluri dintre cele două echipe și ceea ce ne sare în ochi, dincolo de rezultate care au oscilat către unii sau către ceilalți, numărul de goluri marcate în general și numărul de goluri marcate de Karim Benzema. Așadar, pentru asta, spre asta mergem și noi. Ne ducem către goluri și către marcatori. Adăugăm și cornerele ca să iasă un super pariu excelent aici, cu o cotă foarte bună. Peste 1,5 goluri în meci așadar, peste 6,5 cornere în meci și gol marcat oricând de Karim Benzema. Cota la acest super pariu este de 2,60. Meciul meciurilor se joacă la Napoli, însă pe stadionul Diego Armando Maradona, duelul italian dintre Napoli și Milan pornește cu Milan având cumva șanse mai mari la calificare. Nu neapărat prima șansă, dar șanse la calificare după 1-0 în tur. Șanse la victorie îi vedem pe cei de la Napoli după cum s-a jucat în prima manșă. Cota Milanului este cam mare, însă avantajul terenului propriu, faptul că în mod normal Victor Osimhen va reveni la Napoli, sunt două aturi importante, dincolo de felul în care s-a derulat acest sezon pentru echipa lui Luciano Spalletti. Nu uităm însă că ultimele două partide dintre cele două echipe au fost câștigate de Milan, fără ca Napoli să reușească să dea gol. Ultima dată când s-au întâlnit aici a câștigat Milan cu 4-0. Aici o să vă propunem tot un super pariu. Nu ne ducem nici spre calificare, nici spre una sau alta dintre echipe. Ne ducem la altceva, ne ducem la șuturi. Și ceea ce vedem noi aici sunt șuturi pe poartă, pe spațiul porții, în cele două tabere. Olivier Giroud, Kvaratskhelia, Zielinski, Il Cholito, Simeone și Victor Osimhen. Ne ducem dintre cei pe care îi vedem aici, pe Giovanni Simeone nu ne putem baza din punctul ăsta de vedere. Ne ducem însă pe primii doi, Kvaratskhelia și Olivier Giroud. Super pariul pe care vi-l propunem noi aici este că ambii vor avea măcar un șut pe spațiul porții adverse, așadar și Kvaratskhelia și Olivier Giroud. Avem pentru acest super pariu o cotă de 2,50.